Te salut și bine ai revenit la Vox Valahorum. Astăzi este o zi foarte importantă pentru voi, pentru că, sigur, a avut loc proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, BAC 2024. Cu ocazia asta vreau să ne uităm un pic peste subiect, să vin cu câteva propuneri de rezolvare, sigur, pentru cerințele date. Acum, din păcate, imaginile pe care le am, pe care le-am găsit pe internet nu se văd extraordinar de bine și totuși putem să citim printre rânduri și să vedem în mare cam cum ar trebui rezolvate. Din păcate la subiectul 1B nu se înțelege nimic, dar în rest ne putem da seama de exerciții și putem să discutăm pe seama lor. Așadar aici avem Gabriel Dimisianu, o vizită la Tudor Arghezi, în volumul Amintiri și portrete, da, un fragmentel și câteva cerințe, așa basic, câteva uh, chestiuni ușoare, aș zice, uh, pe care le putem intui destul de bine. Pentru început, ni se cere sensul din text al secvenței pe neașteptate și pentru cuvântul împrejurare. Bineînțeles că e destul de simplu, da? pe neașteptate, adică din senin sau brusc și sigur împrejurare, adică da, circumstanță. Astea ar fi niște sinonime potrivite pentru aceste cuvinte. Numele revistei la care lucrează Adriana, Andriana, pardon, Fianu, mi se spune chiar aici la început că era colega, colega autorului, da? Da, și ni se spune de asemenea că el era redactor la Gazeta Literară, deci Gazeta Literară este în numele revistei, și atât că am rezolvat și exercițiul 2. Bun, modul în care Gabriel Dimisianu își propune să se comporte în timpul vizitei la Tudor Arghezi, da, ni se spune aici la un moment dat în text că are de gând să tacă, să nu spună nimic. Așa voia să se comporte, pentru că era de-a dreptul copleșit de emoții. Pentru că se întâlnește cu această mare personalitate a literaturii române. Deci, până aici, aș spune că e destul de simplă treaba. Da? motivul pentru care Gabriel Dimisianu este surprins când Tudor Arghezi intră, sigur este această întrebare pe care o pune, nu? Și ce vrei dumneata să critici? E privirea aceea țintită, săgetată către el, îl sperie puțin. Sigur acesta spunând că nu are de gând să să critique, da. Avem aici eu de fapt nu vreau să critic pe cineva, mai mult decât să scriu îmi place să citesc, dacă am o pasiune, pasiunea este cititul. Așa și are și această obligație redacțională, trebuie din când în când să uh, facă prezentări de cărți și nu ne critique. critice. În sfârșit reușește să îl împace deci pe scriitor, da, cu, această, cu această replică. Deci uh, de asta este surprins, sigur de întrebarea pe care uh, scriitorul îi o adresează. Iar la ultimul punct, o trăsătură morală a lui Gabriel Dimisianu, ce se desprinde din context, aș spune că politeția, da, dă dovadă de politețe, mai ales că înainte să meargă în vizită, se oprește să cumpere neapărat flori pentru scriitor, pentru că poartă un deosebit respect pentru acesta. Este și emotiv, ne dăm seama din context de acest lucru, deci am putea să abordăm una din aceste trăsături și ar fi în regulă. Mergem la uh, subiectul uh, al doilea, din păcate despre textul argumentativ nu putem să vorbim aici. Sigur, putem aminti că aici, la textul argumentativ, trebuie să respectăm acea structură, desigur, uh, partea introductivă, unde venim cu o definiție a conceptului, după care uh, lansăm ipoteza, da? din punctul meu de vedere, și uh, de aici dezvoltăm mai departe. Nu știu exact care e cerința ca să pot vorbi mai multe. De asemenea, argumentele trebuie introduse prin conectorii specifici, în primul rând, un prim argument, în al doilea rând și așa mai departe. De asemenea, nu poate lipsi concluzia. Tot aici trebuie să valorificăm și textul suport în unul dintre cele, dintre cele două argumente și, de asemenea, să venim cu o experiență personală sau culturală. La subiectul al doilea, destul de simplu aș spune, da, ni se cere să vorbim despre rolul notațiilor autorului adică despre didascalii cu alte cuvinte rolul didascaliilor și dacă ne uităm uh, prin text așa din ce se înțelege ne dăm seama că pe de o parte uh, cu ajutorul didascaliilor se descrie decorul da? da vedem în stânga lângă perete o etajeră cu volume inegale avem uh, detalii despre despre decor în primul rând și de asemenea, oprindu-se în prag, da, arată biroul, deschide ușa din dreapta, astea sunt acțiunile personajelor. Deci, pe de o parte, prin intermediul didascalilor, ni se oferă indicații despre decor da, și despre mișcarea personajelor, da, despre acțiunile întreprinse de personaje. Și iată că am găsit două chestiuni pe care le putem exemplifica și, bineînțeles, le putem cita. Sigur, un subiect doi accesibil, aș spune, nu ridică probleme nimănui. La subiectul al treilea, particularități ale unei nuvele studiate. Asta, asta cred că este, da, asta este profil real. Mă gândesc că la profilul uman s-a cerut o caracterizare sau o relație între două personaje, tot referitor la nuvelă. Este doar o presupoziție pentru că nu am încă subiectul în față dar cred că asta s-a dat. Per ansamblu nu a fost un subiect dificil, de aceea așteptăm note bune, sper că v-ați descurcat. Eu vă mulțumesc pentru timpul petrecut pe acest canal, vă mulțumesc pentru vizualizări și pentru subscriberi. Am fost Florin Gerheș și vă doresc numai bine, o vacanță plăcută și mult succes la facultate!